Salutare toată lumea, stați un pic, filmez, ce zici? Da, salutare toată lumea și bine ați venit la un episod de San Fraților. Astăzi vreau să vă dau o veste, nu știu dacă bună pentru unii și proastă pentru alții, dar vreau să vă zic că demisionez, bă, da, demisionez astăzi, sau nu știu, în alte zile, nu știu dacă astăzi, nu știu neapărat dacă astăzi, nu cred că astăzi o să demisionez, nu știu, fi deja mici. Nu cred că o să demisionez azi, dar oricum zilele astea, în orice caz, demisionez din facțiunea asta. Pur și simplu, frate, nu mai îmi place, nu mai văd nimic interesant. Și după cum v-am și zis zilele trecute, o să intru în mafia, adică, na, am zis că o să intru în Grove Street. Sau un bal, nu știu ce mafie, și-ar dori un primer ca mine, da, chiar trag destul de bine, dacă mă enervez. Deci, da, o să vedem ce-o fi. Eu o să încerc să aplic pentru o mafie. Wow, am sărit peste aici nebun. Eu o să încerc să aplic pentru o mafie, dar acum ce-o fi nu știu, dar eu zic că ar putea să mă accept pentru că da, de timpul la mine. Am făcut eu o glumă cu el că latra mai găsa că e, vrea să vorbesc cu el. E un prieten, mă rog, vrea să vorbesc. Și el zice că nu poate, că zice că latră câinele. Și eu îi zic, eu latră măta. Și acum tot e o glumă de asta între noi. Da. Deci, nu știu, dați și voi asta chestia, adică nu vine acum să zic. Mă rog, dați-mi propuneri în comentarii la ce mafie, doamne, ce mafie ați vrea să intru? Eu până acum nu sunt sigur în ce mafie aș putea să intru, dar puteți să îmi ziceți voi în ce mafie să intru. A, dar nu prea am să mă duc bancă, bă, vreau să mă duc în store. Dar o să joc în mafie cu modurile astea cel mai probabil, pentru că sunt niște moduri foarte șmechere, părerea mea. Adică mapa e pătrată și faină și așa, în general, tot e șmecher la modurile astea. Așa că, logic, am să joc cu modurile astea în mafie. Hai să mergem aici la Gastor. By Gun Deagle, nu. O să fie blocat contul cel mai probabil. By Gun Deagle, nu. Slash pin 2069. By Gun, aută-l, mă! Oh. De ce se aude așa de tare? Ciudat. Mă rog, foarte șmecherii și modurile. Și hai să mergem la camera de antrenament. Aici mi se pare că e jos, nu? Nu, e sus. Să mai vorbim despre chestia asta. Deci, nu știu, ziceți și voi în ce mafie aș vrea să intru. Nu o să intru în PD, după, adică cum ziceau unii. Unii ziceau că ia să fac Sibag, nu știu să fac C-Shot, frate. Chiar nu știu să fac C-Shot. Nu știu, la mine când trag, uitați, până se scoate animația, nu mai pot să fac nimic, știi? După ce trag, uite, doar așa pot. Na, mă rog, deci da, fraților, nu știu, ziceți și voi în comentarii în ce mafie ați vrea să intru. Ok, mă rog. Și, în ce mafie, care mafie o să fie cea mai votată acum să nu fie o mafie de aia de căcat, turfs. Nu fie o mafie de aia de căcat, să nu aibă niciun turf, cum ar fi Red Dragon, nu, Balas. Adică, uite, Balas n-are, chiar n-are niciun turf. Adică, nu vreau o mafie chiar, erau de aia cu mai multe turfuri. Mă rog, nu pot să fac. Da, deci vreau o mafie de aia, frate, mai ca lumea, mai respectată, mai să aibă turf, că ca la mafie, pentru că nu mă duc să car acolo, înțelegi? Că dacă ei n-au niciun, dacă au doar un turf, îți dai seama cât de buni sunt băieții, știi? E mafie. Vreau mafie mai ca lumea, mai alea, știi? Hai să mă știu, să dau de permis, că nu mai am permisul. Level 18 am, o să dau cu slipul pentru că am alt calculator aici lângă mine. Bine, deocamdată o să las pe laptop până-l fac pe ăla, până-l curăț alea, o să pun un SSD în el și o să stau pe ăla. Adică o să stau pe ăla, gen. Să mă joc, stai un pic. Am și modul ăsta să rămâne, uite pe ea, mă. Băi, fut-o în gură, bă. Da, și
scos, să văd în ce mafie o să intru. Nu sunt sigur momentan, mă gândeam la Grove Street sau la Rifa. Opa. Căși Rifa. M-am dezactivat târfurile. Căși Rifa. De ce n-apare aici târfurile? Trebuie să vă aici. Uite, și Rifa. Ăștia sunt Rifa toți. Cred. Da, cred că ăștia sunt Rifa și ăștia sunt Grove Street. Și ăștia sunt... Ba nu, ăștia sunt Rifa. Ăștia sunt Rifa, bă. Ăștia sunt Rifa. Stai să mă uit un pic. Să vă zic eu, să vă confirm dacă ia strip. Uite, ăsta ar fi Slash ID 157. Mă, ăsta ce-o fi cu aia? O fi tăzar, brav, da asta, sau ce dar cu o fi chestia asta și de Rifa, Rifa care-i cu aia atunci? Ia stați un pic. Nu știu, frate, o fi Rifa, oricum, frate, o să le dau până la băieți acolo la work. Glumea, nu știu, o să fac și live de la work, cel mai probabil, nu știu, acum sper să vă placă. Dacă vă place, nu știu, o să votați în comentarii dacă vreți, să, în ce mafie să intru. Nu sunt sigur, oricum o să fie distracție maximă, le dau până la oră, o să fac montaje. Cred că mai mult montaje decât episoade am să fac la oră. Pentru că e ca lumea, frate, adică e super ok să fii mafie, n-am mai fost de mult. La paint fac undeva pe la 20 de kill-uri, dacă mă enervez, 20-30 de kill-uri în 2 minute, 3 minute, nu știu cât durează, 4 minute de fapt, cred că durează runda. Eu zic că e ok, frate, e ok, le dau bună. Acum, știi, pe parcurs avansezi în mafie, dar nu știu, oricum o să intru, sper să îmi placă, dacă nu îmi place, nu pot să fiu prezent la oruri. Yes, ce pui, e doar un joc cu aia, just a game. Și, na, eu tot încerc acum să mă învăț să fac astea. Nu pot, frate, să văd așa cum se face. Si șatul. Da, și, vă cu modurile astea o să joc în mafie, că mă simt cel mai confortabil cu ele. Ai, 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 bă. Picat. Ok, și acum hai să jucăm. Să trecem de la subiectul ăsta cu mafile. Eu v-am zis ce o să fac. O să intru în mafii cât mai curând și sper să fie totul bine și frumos. Asta să fie că... Doamne, cu aia nu mai pot să ies de aici acum. Mâncați, aș gură curița asta. Se mișcă? Ai, de capul. Hai, urcă, urcă, urcă! Ala-i, tati! Ai văzut cine are forță, mă, să-i... Cine a dezvăluturi de arme, ce arme primesc? La fiecare țină de materiale, jucătorii cu cele poate vor primi un antic cu solo. LOL? LOL, adevărat? Primești un antic cu primești un skill? Ce prostie, mă! Da, și hai să mergem... La... Permis, pentru că mi l-au luat Gaborim de l-am înjurat pe unul, deci și mi-a făcut și post. Și mai probabil o să fiu demis doar din chestia asta, deci nu mai o să mă scutească băieții. Băieții m-au scutit de cerere de... Stai. M-au scutit de cerere de... Mă rog, de demisie. Nu mai trebuie să fac eu demisia. Dau ei direct, mă demit băieții. Nu e problemă. Ai de capul meu, bă. Slash exam. Dăm examenul și totul va fi bine. Da, deci modurile chiar îmi plac, îs vechi, știi vorba aia, old but good. Îs vechi, modurile într-adevăr, dar îmi plac la nebunie. Poate să joc cu ele, mafii, le dau la băiet bun. O să schimb ținta, doar schimb ținta, nu-mi place, o urăsc. Dar o să schimb, știu să o schimb, nu sunt, nu. O să o schimb, dat. Și o să dăm bână pe live-uri în mafii. Acum, nu știu dacă o să fie ok, pentru că sunt multe chestii care nu sunt ok, adică, uite, de exemplu, că nu știu, unii admin chiar nu știu să facă teste tâlcă, adică un hacker chiar poate să aibă ecuria să fie că, ah, eu aveam OSF-ul oprit, perfect. Nu, eu aveam OSF-ul porniță, mi-am scanat tot PC-ul, gândiți-vă că la OSF acolo, la RAW Disk Viewer, poți să faci scan la chestia aia. Gândiți-vă că eu am scanat până la 100%, dura 6 ore, bă. Dar am eu scanat tot hard disk-ul, am văzut că n-am nici măcar un cod în PC sau l-am avut vreodată. Și tocmai de aia am zis să aplicăm mafie. Că dacă, sincer, dacă aveam coduri în PC, nu mai aplicam o mafie. Mă pișeam pe aia de mafie. Dar mi-era lene, frate, să reinstalez Windows-ul. Pur și simplu, l-am instalat Windows-ul acum... Nu mai știu cât. Oricum l-am instalat, dar de mult. Și nu, mi-e frate, mi-e lene, eu, pur. Adică Windows 7, care e cel mai bun pentru mine. Cel mai bun pentru mine, deoarece e bun pentru Sam. Că nu cel mai bun pentru mine, adică la alte jocuri nu e bun. Deci ce spune o să nu merge, sunt nu merge.
E bun pentru mine, genul că e bun pentru Sam, că Sam e joc vechi. Dacă vrei să joci jocuri vechi ca lumea, îți recomand Windows 7, frate, pentru că compatibil. Nu știu, frate, oricum e mai bine să joci. Dacă vrei să joci Super Mario și alea din 1900, bagă Windows XP, că te merge mai bine decât pe Windows 10, care vei primi mai erori, vei primi mai căcaturi și de aia. Și plus că unele moduri de Sam nu merg pe Windows 10, așa că de aia mi-am băgat Windows 7. Care mulți YouTuberi și-au băgat Windows 7, deoarece admini și rezervă dreptul de a vă controla calculatorul pentru coduri sau moduri interzise. What the fuck? Dau până curencu și nu mă prinde adminul. Da, adevărul e că nu prea fac team viewer admini de pe pizun, dar eu dacă aș fi admin să-mi bag video aș face team viewer toată ziua, mă, să scap așa de codați. Pentru că din 700 de playeri cât sunt acum online la ora 7, ăsta, doamne, 6-4, aproape 5, au măcar 400, bă, urme de Renko și de astea în PC, asta e faza, bana jumătate de server, dar nu e nici ok, nu e ok chiar așa, că și-ar pierde playerii. Dacă ar face 700 team viewer la toți care joacă pe toți care trag cu arma, toți alea, știi? Ar cam gol e serverul de Renko. Sunt mulți, frate, sunt mulți care au Renko și n-au fost prins niciodată. Merit, creșut. Mă rog. O să-mi iau audio de la băieții ăștia. Eu nu știu, poate dacă nu primesc nimic, adică nicio sancțiune. Ce? Poate dacă nu primesc nicio sancțiune din înjurătura care am dat-o la tipă, adică dă-te în gura mătii sau ceva de genul ăsta. Am vrut să zic dă-te în gâtul mătii, dar dă-te în gura mătii. Poate dacă nu primesc nicio sancțiune nimic, o să mai stau în facțiunea asta până la rang 3. Dacă nu, mă piși pe ea de facțiune. Sincer, chiar nu mai ai nimic. Chiar nu, deci chiar dacă vreți să intrați să spun YouTube, nu vă recomand. E timp pierdut. În primul rând, n-ai voie să faci multe chestii. În al doilea rând, te plictisești cu raportul, adică dai numai stage, give licențe, numai teste, numai alea. 3. Mulți post-hunteri ratați care vor să te vâneze, să greșești ceva la test, la licență, să-ți facă post, să-ți iei FV. Și arată urât, frate, arată urât. Eu cred că o să-mi iau ori FV, ori demitere, direct rândit 3. Dar, sincer, I don't give a shit. E doar un joc, până la urmă, și nu merită să-mi strig nervii pentru că s-a mai pus o dată să deși exam să mă urcă. Deja e pentru următoarele 50 de ore. Și vei 50 de ore să fie, recenses. Recenses. Pilot nu mai am, da? Ce simba face băiatul. Hai să mergem acum să murim undeva, de cred să mă rog de pe podul ăsta și... Ați înțeles care e ideea, practic vreau să demit, să bag piciorul de facțiune, vreau să fac, cred că și live chestia, adică o să filmez, o să fac demisia. Nu mai are rost, nu mai, nu mi se pare, mă, calul. O să ies, o să intru în mafie. E vorba aia lui Awake, unii joacă doar și strict pentru mafia, adică nu au altceva, cel, n-au, frate, nu vor altceva, pur și simplu mafie, mafie de viața lor. Și sincer, le dau dreptate, pentru că în alte facțiuni, doar cred că PD și FBI și astea cam sunt le facțiuni care ai ce să faci 100-200 de zile, dar în astea, la în taxi, doar te plimbi, în... Bine, în mafii și în poliție, în departamente, în astea, da? Așa, uite, în paramedic doar dai heal, în sculic doar licențe, în hitman doar faci contracte, ce mai sunt? Tău trag doar ei mașini, adică bine, le tractezi, deci nu mai, nu, pur și simplu, frate, plictisitor, nu mi se pare nimic ca lumea la facțiunile astea să, da, să-ți placă la ele, știi? Și plus că sunt multe restricții care le ai impuse când intri în school instructor, stați un pic să-mi dau și ăsta mai ce cred că vă surzește. Gata. Bă, nu l-am dat mai aici, ce? Așa, cred că ăsta ar fi. Ce pizdeamă zic cu aia? Stați un pic, că am probleme. Nu, o las pe aia. Ce pula mea cu aia? Aolo. Na, mă rog, o să dau tot sistemul mai încet. Na, și tocmai de-aia m-am hotărât, bă, astăzi demit, frate, gata, dar nu astăzi, ok, nu pot demit asta, adică am exagerat un pic, să zicem.
Pentru că n-are rost astăzi. Da. Adică oricum am 22 de zile în facțiunea, deci eu zic că e destul o lună, aproape mai 8 zile și fac o lună. Poate chiar o să stau să fac o lună în facțiunea asta. Cred că o să stau să fac o lună și m-am dus, frățioare, pa, la revedere, te-am pupat, numai gata, salut, frate. Pentru că n-are rost, chiar nu are rost. Nu știu dacă vreți să intrați, alegerea voastră, adică nu vă impun neapărat, bă, nu intrați, nu. Eu zic că nu merită. Că... Na, te plictisești în primul rând. Eu v-am zis, singurele facțiuni care merită să-i fie ăsta, nu taxi, doamne, plus mafile și departamentele de poliție, nu de departament de, mă rog, nu paramedic. Nu. Vreau pur și simplu să intru în mafie. Poate o să intru mai multe mafii, într-adevăr, adică când o să vadă băieții că le dau până la ori și nu-mi iau bani, pe pariu că o să fie mai... Adică o să fiu dezamăgită pe mine când o să intru în mafie, pentru că nu o să pot să mă urc pe nimeni la ori de ăsta, acum ceva de genul, ce ui, ba, pe aia la ori, ce spaletele alea, dar după aia la ori, ceva de genul, băi, cu aia ăla are cot, da, bă, și ăla are cot, bă, și ăla are cot. Da, așa eu tot timpul. Mă rog, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe dacă mai vreți episoade în continuare. Și eu vă las aici. Nu știu, o să văd în episodul următor. Cel mai probabil o să vă mai în episodul următor, pentru că episodul următor ar fi mâine. Nu știu, vrea de oricum, în episoadele următoare o să fac demisia. Nu, nu cred că în episodul fix următor. Cred că o să aștept la sfârșitul săptămânii și fix la sfârșitul săptămânii înainte să ne dea să se termine raportul, pentru că eu nu mi-am făcut raportul, într-adevăr, și nici nu o să mi-l fac, mă bat piciorul în el, nu o să mai dea nicio licență. Pun demisia, cred că fix azi o să pun demisia, nu sunt sigur la chestia, cred că fix azi o să pun demisia. Sau nu știu, chiar nu sunt sigur, am level 18, 19, 20, mai am două nivele de făcut și gata, salut, pa și pus, m-am dus în mafie, pentru că nu văd rost, și da. Sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați butonul de subscribe și ne vedem data viitoare, salut!